Unul din versetele pe care probabil de multe ori le-ați auzit de la noi, de la slujitorul lui Dumnezeu, este cel rostit de Eclesiastul, că Dumnezeu face toate lucrurile frumoase la vremea hotărâtă de El. Și noi credem că în seara aceasta, când vin în fața voastră și în casele voastre din nou cu slujitori, credem că este o clipă hotărâtă de Dumnezeu și credem că Dumnezeu, prin discuțiile noastre, vă poate vorbi, vă poate încuraja, poate vă poate atenționa. Vom vedea și noi la final, că n-am regizat deloc emisiunea, ce ne va vorbi Dumnezeu nouă și ce le va vorbi prin noi altora. Bucuria mea să prezint trei slujitori al lui Dumnezeu dintr-o zonă foarte frumoasă a țării, dacă nu v-ați prins, suntem în Bucovina, fratele Viorel. Bireu. De Bicovul de Sus. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Fratele? Mihai Bujdei, Biserica Sfânta Treime. Bicovul? De Sus. De Sus. Și fratele? Nițu Filip, de la numărul 1, împreună cu pastorul Ira Viorel. Va trebui să asculți, n-ai? N-am avut încă. Auzi, măcar în câte anumite ocazii să mai fim și noi mai înțelepți să ascultăm, că asta este. Bun, o să fie o seară frumoasă. În mod intenționat am vrut să veniți împreună și o să vă spun de ce. Pot să fac o mărturisire așa, public, dar să nu ne audă nimeni. Trecut și eu prin viață, când mai vorbesc cu câte un slujitor printr-o zonă, e rușinos să spun asta. Îl mai întreb în particular, auzi, cum te înțelegi cu ăla? Cred, nici nu știu. Adică, pentru mine, sunt doi frați, poate în aceeași localitate, câteodată Doamne ferește în aceeași biserică, și acum am inima strânsă, mă, dacă ăștia nu se înțeleg unul cu altul, că unii ceva. Eu când mă duc la tine în vizită, n-am voie să mă duc la el, știi, că frate, dacă parcă aș fi proprietatea lor, mi-e și rușine să spun. Ei, acum vreau să vă spun că pe amândoi v-am întrebat în secret, n-aș știut unul de altul. Pe fiecare v-am întrebat cum vă înțelegeți general. Frate, fratele meu, cu tare. Și am vrut să veniți doi păstori din aceeași localitate să văd, se pot înțelege doi păstori din aceeași localitate. Da. Care e secretul? Să ascultăm de Domnul. A, deci cineva mai mare ca voi. Exact. Deci răspunsul este că Dumnezeu ne-a promovat în slujire și pe unul și pe celălalt. Fratele meu a fost la noi în biserică, a crescut împreună cu noi. Este unul din frații buni care eu vreau să-l las în locul meu, să mă ierte Dumnezeu, acum te spun și asta. Am, nu trebuie să-mi ierte, e bine că o spui. Și, și el, cu ați frați, normal, așa a fost de la Dumnezeu, credem noi, să formeze biserica chiar din punctul zero, Bicovul de Sus, deci la centru localității. Acum vine o întrebare așa mai sensibilă, dar nu trebuie să răspunzi la ea. S-a picat bine când o hotărât că se duc? Prima dată nu. Prima dată nu. N-ai cum, mai ales dacă pleacă oameni serioși. Voi n-ați trecut prin despărțiri, dar ce am văzut eu pe unde au fost despărțit, niciodată nu se face despărțirea între sfinți și păcătoși. Întotdeauna unii care au plecat îți pare rău și unii care au rămas îți pare rău. Da, dar n-am zis eu asta. Da. Deci nu te poți bucura ca om. Cum se bucur că niște frați buni din biserică pleacă? Dar înțelegi... Este adevărat asta, dar totuși până la urmă ne-am convins personal, m-am convins eu pe mine și am zis că este bine, că dacă noi ne despărțim nu bine, nu frumos, lumea ce spune. Și asta a fost un punct foarte la noi, ca să dăm palma frumos în înțelegere cu rugăciune și exact în timpul ăla am și ales comitet pentru biserica de acolo și fratele Mihai a fost promovat ca păstor în biserica respectivă. Tot atunci am provat și pe Filip să rămână în locul meu păstor la Bicovul de Sus. Frumos. Câți ani sunt de când? În 2016 am... Deci 4 ani. Patru ani de când s-a format. Acum când vă uitați după 4 ani, da, au câștigat amândouă bisericile? Da. Mai mulți oameni promovați în slujire, da, pe toate. Da. Frumos. Exact, tot. Și dacă imaginea s-a păstrat bună, da, a fost și... Și ăsta era gândul meu care a fost că oamenii se uită la noi, pocăiții nu se înțeleg. Era urât asta. Deci trebuie să facem ceva să fie bine. Și chiar la început imediat am zis, după ce m-am convins-o pe mine, am vorbit cu ei și am zis, câți oameni aveți pe liste care merg cu voi? 250. Ha, da, 250, da, veniți. Facem o cerere și vă dăm o autorizație să funcționați normal. Da, sigur. Fugiți așa, că vorba aia. Și a fost bine. Deci a fost bine, am mers la ei când a început clădirea ca să o facă, am fost la deschidere de șantier, ne-am rugat acolo împreună cu ei, după aceea
în continuu la lucrări pe care le-a executat, a fost deslăi acolo, cu ce am putut, i-am ajutat și noi, dar ei deja au fost o forță puternică, au fost mai uniți ca noi acum care facem biserica asta. Păi așa e la început, știi, așa e la început. Acum am vrut să întreb, dar să nu te întreb pe tine, voi acum trăiți un pic pe la ei când construiesc ei sau... Da, cum să nu trecem? Că doar e la strada principală, ce tot trecem pe acolo. Trecem, ne ajutăm. Reciproc, frate, la noi din biserică, frumos, sunt implicați în lucrare de construcție acolo la biserică, numărul 1. Păi eu tot vreau să... Acum să vă spun, în care pe inimă, vreau să mă întâlnesc cu cineva, să beau un ceai și nu pot, că e curunat cu clădirea voastră acolo, deci acum trebuie să-l sun, dacă... Cine, pe cine? Nu pot să dau chiar în direct, așa, ca pe să... Nu, că sunt oameni care pot, sunt disponibili să vă servească și sunt care nu. Păi nu poate, că l-am sunat aseară, am știut unde îmi spune, că unde ești, la biserică, până nu veni nici să mă vadă, nici cu tare, nu că nu ar vrea și... Dar nu dau numele, că pe ei prea mulți ori bea ceai. Poate îl conving seara asta că, omule, vină să bem un ceai, lasă biserica aia, nu te-ai cu unul așa. Păi el nu-l termină până la, nu-i bate ultimul cui pe acolo și nu-l termină. Că au câțiva oameni dedicați acolo. Se vede că e lucrarea lui Dumnezeu. Cum a fost la început să începe o nouă slujire? N-a fost ușor. Mă gândesc. N-a fost ușor, având în vedere și musul satului Dorel, separarea. Care nu-i înțeleasă de tot. E dureroasă, că până la urmă și noi avem acolo rude, prieteni, și ei au avut la noi. Dar a fost o lucrare care mi-a provocat atât și datorită faptului că spațiul unde eram era prea strâmt. Nu, deci la voi chiar trebuie să știe oamenii că voi erați foarte înghesuiți. Deci erați foarte înghesuiți și... Deci noi am plecat din biserica numărul 1 și acum biserica tot e plină. Da, deci nu... Nu că nu se cunoaște lipsa voastră, că sunt urât, dar ca număr e bine, e da. Frumos. Important a fost că am avut o legătură frățească, care am păstrat-o. Ceva vreau să spun care sunt mai atipic. Cum a spus Radio Viorel, noi de la început, frații mi-au chemat, mi-au dat autorizație de funcționare și am funcționat aproximativ 2 ani de zile, două biserici se face la acoperiș. Da? Da. La ore diferite. Ca și identitate. Nu, aceeași ori. Ne adunam împreună, eram acolo. Deci noi avem identitate. Deci voi aveați autorizație, aveați identitatea voastră. Ca biserică. Și voi vă adunați împreună cu ei. Da, n-am spus niciodată lucrul ăsta, dar... Foarte frumos. Deci, da. Deci mare, mare lucru, da. Deci, acum, cum să spun, există mai multe... Și pe vremea Apostolului Pavel, să zic, o diferență de gândire chiar la slujitor. Pavel a spus, copilul ăsta a venit cu noi și s-a făcut dor de maică sa, a plecat înapoi că nu mai găsi gogoșca la maică sa, eu pe ăsta nu-l mai iau cu mine în viață, că nu o să-l duc acasă, dar o să băi, frate, lasă, le mai dăm o șansă. Și până la urmă, ce zice? Adul că e bun pentru slujbă. Da, Dumnezeu e dincolo de ce gândim noi și ce pricepem noi pe moment. Acum, oricum, după evenimentele din 89 în România, nu s-au mai rupt biserici. Doar s-au plantat noi biserici. Mm-hmm. Acum eu știind câteodată ziceam, măi, la voi cum e, frate, s-a mai plantat o biserică. Zic, da, m-au auzit ceva. Zic că, frate, eu, da, mantanești, băiat înțelept. Nu știi că orice naștere e și cu durere. Exact. Na, naștere normală. Ce faci tu acolo? Ce faci tu aici, Ilie? Cum e? Ce să fac decât ce trebuie, cred eu, în sensul că slujim împreună în domeniul mai mult al tinerilor, eu sunt profesor și de religie, dar legeam învățământ, la început am deschis teren, pentru că nu a fost nimeni calificat în toată zona, deci inclusiv la liceu, multe școli gimnaziale. Acum am restrâns la două școli, plus biserica și dacă tot fi vorba de înființarea Bisericii Sfânta Trinie, eu am spus-o de la bun început, sunt alături de ei și am fost. Și ori de câte ori e nevoie, ținem legătura să slujim împreună pentru bunul mers al Evangheliei, al Împărăției de Dumnezeu. Dar nu ți-a fost frică când a zis fratele să încalți papucii dumnealui? Nu ți-a fost frică să pui piciorul? Reține, da. Am frică. Și nici acum nu pot să spun că am așa o, să zic, deschidere sau o
viziune foarte, foarte clară în ceea ce trebuie să slujesc. Te lămuresc eu acum, imediat. Încă las pe fratele Viorel să, să ducă greu. Deci, ce băiat înțelepci. Se sacrifică și lasă da. Fratele Viorel să ducă. Ascultă-mă, primești un sfat de la un bătrân. Niciodată nu va trebui să fii fratele Viorel. Niciodată nu va trebui să umpli papucii lui fratele Viorel, că nu-i poți umplea. Tu să fii ce hotărăște Dumnezeu pentru tine și să te folosească Duhul Sfânt cum hotărăște El. Amin? Și fratele Viorel să fie fericit și toate astea. Dar asta e frumusețea, în slujire, că Dumnezeu, în slăbiciunile noastre și limitările noastre, deși arată puterea. Hai că deschid cu tine un subiect care l-ai deschis tu. Zi-mi un pic despre tinerii din generația prezentă. Tinerii noștri se pare că sunt destul de împrăștiați într-un fel. Datorită situației poate și sociale și conjuncturilor. Vedeți, mulți au plecat în străinătate, au venit, alții ar vrea să vină și n-au posibilități. Plus vremea aceasta, toate astea, vedeți și învățământ acum cu online ăsta, toate astea cred că își pun amprenta asupra lor, în sensul că dacă societatea devine tot mai dezechilibrată, tinerii împărtășesc într-un fel această teamă, acest dezechilibru. Dar, pe de altă parte, pe plan spiritual, cred că tinerii au căutări serioase, ceea ce vedem noi. Caută în mod sincer pe Dumnezeu. Avem câteva întâlniri care le facem lunar, în afară de studiile biblice care le avem săptămânal. Astea sunt mai restrânse. Dar avem astea o dată pe lună, depinde și de situație, poate mai des câteodată. Și prezența lor, chiar și în această perioadă, a fost foarte bună. Deci semn că ei îl caută pe Dumnezeu. Sau, de exemplu, când s-a numit de chemări de slujire, de vizite, de implicare, chiar și... Răspund tine. Da, răspund pozitiv. La lucruri punctuale, așa. Da, da. Asta înseamnă că au deschidere, au nevoie, tinerii caută și ne gândim și ne rugăm să oferim un răspuns acestei generații. Care... Eu am amintiri frumoase cu biserica voastră, cu bisericile voastre. Prima mea amintire cu biserica este din 86, atunci am predicat-o prima dată la voi. Da? După asta, de la voi am amintire frumoasă pe două planuri. Am fost în zonă la ceva conferință sau ceva și erați, nu știu, după deschidere, nu știu la cât timp, cât timpul trece. Și o zis, frate Iulia, să vii și la noi. Dar zic, da, vezi că la 8 sau la 9 termin la aia. Zic că noi te așteptăm. Deci eu m-am dus, după ce am terminat la biserică unde am fost, m-am gândit că nu are rost să mă duc. Dar am dat cuvânt, am zis, mă duc până acolo, o să văd că frații au plecat acasă, că ei deja aveau 2 ore de închinare, că nu au făcut ei programul după mine. Păi, frate, am găsit biserica plină, n-am avut ce face, am predicat și un ceas, m-au ascultat toți și m-au impresionat foarte mult tineri. Și mi se da foarte mult mai impresionat tineri. Atenți pe subiect, am zis, uite, valori în biserică. Deci, poate că ar trebui mult să audă asta, că încă există tineri serioși care îl caută pe Dumnezeu, chiar dacă altfel. Mm-hmm. Sau poate au alte frământări. Acum nu toți se îmbracă cum ne place nouă, nu se tund chiar toți, cum nici noi nu ne tundem cum le place lor, dar partea frumoasă este că încă sunt tineri care îl caută pe Dumnezeu și aici trebuie să venim cu un răspuns. De drept, de la noi, ce spunea Filip, e adevărat, încă au activitate. Noi avem grupele de studii biblice și le avem și pentru fete și pentru băieți, la tineri. Și au organizat aproape în fiecare săptămână, se întâmplă chiar și de 2 ori de săptămână, sunt grup, e grup mare, de 15-20 de tineri care merg în biserică la abonat. Frumos. Și chiar și acum ieri i-am sunat, băi, voi ați ales joia să mergeți, mă, nu-i bine joia, mă, că joia avem sala adunare, și vă ceți, nu-i sala adunare de seară. Ba, frate, venim la adunare. Și aseară a fost toți adunare. Deci a fost foarte bine. Se poate și una și cealaltă. Exact. Și apropo și de asta, că Biserica Sfânta Treime, ei, noi suntem intercalați. Ei fac miercuri seara, pentru că joia seara, nu suntem, noi suprapunem.
Deci am lăsat liber. Și nici nu vă temeți voi că o să meargă trei miercurea la ei și ei că o să vină trei de la ei miercurea și aia. Dar mergem noi, bucurii, frate. Chiar dacă nu ne-i cheamă. Păi dacă suntem frați, nu, asta este, da. Deci asta a fost o chestie care, într-un fel, a fost, zic eu, o notă bună pentru noi și zona noastră, mai ales că înainte a fost altfel, cum ați zis despre... Așa că, motivat cu plantarea de biserici, ne-am gândit la aspectul care am spus, oamenii trebuie să vadă ceva frumos. Cred că a fost un test și pentru voi. A fost, da. A fost un test. În primul rând pentru slujitori și apoi pentru ceilalți de biserici. Dar mai, dacă să iei, totuși, eu singur trebuit o lună jumătate să stau să-mi vă rog să postez, să mă convinc pe mine. După ce am auzit chestia că eu cumpăr pământul și eu vreau să meargă acolo și trebuie să facă. Și mă, nu zic, Doamne, ce fac, nu se poate. Și atunci am zis, era din cerea acum adunare de comitet ca să facem hotărârea și să le dăm liber. Și vreo 3-4 zile înainte m-am convins eu pe mine, după ce m-am convins pe mine, parcă am simțit că am dat o haină grea de pe mine. O povară care mi se părea, bă, dar de ce o port asta? Se poate altfel. De ce să zic eu să trag ei înapoi? Nu mai vin. Zic, hai, vă ajutăm. Și când am zis asta, s-a schimbat situația. Eu am trecut, deci eu sunt împotriva despărțirilor. Nu vorbim de o despărțire naturală, normală, dar împotriva altor feluri de despărțiri, pentru că prima mea practică, după ce am fost la institut, a fost într-o biserică împărțită. M-a pregătit Dumnezeu pentru mai multe. După asta am ajuns într-o biserică divizată, să spun așa, și mi-am dat seama că unele răni pot să nu se vindece în 20 de ani. Și sunt răni în familie, răni între tineri, dincolo. Și în momentul în care... Deci am întrebat că în momentul în care am văzut că la noi se produce... Eu n-am fost parte din, dar am ajuns acolo, exact în momentele alea. Când au venit un grup de frați și ne-au anunțat că ei au înțeles voia lui Dumnezeu, că oamenii o pun frumos așa, că au înțeles voia lui Dumnezeu, eu am spus, fraților, dacă așa este, știți cum ne despărțim. Vă hotărâți câți plecați, veniți la adunare, dăm corul și tot ce e acolo jos, veniți voi în față, ne rugăm lui Dumnezeu pentru voi, facem și o colectă, că o să aveți nevoie, că nu știți ce vă așteaptă. Adică am promovat o altă despărțire. Cât se poate. Uneori se poate, alteori nu se poate, pentru că în final biserica este a lui Hristos, este exact. Mâinile lui, dar apreciez foarte mult, frate Verăl, sinceritatea, că nu ți-a fost ușor, că nimănui. Și eu cred că dacă un păstor ar zice că e ușor în astfel de ar trebui să se gândească mult ce inimă are, dacă, mă, duceți-vă cum, adică, păi stai, pe cum să se ducă oamenii, că îi prețuim pe toți. N-ai avut și din aia care să te sfătuiască, că nu, frate, nu. Păi, pește întâi i-am convins, după aia cu ședința de care. Da, că trebuie să-i păstorești și în astfel de vreme. Și am zis, uite, nu merge, nu-i bine așa, trebuie să gândim altfel. Și ei m-au înțeles și o să fie frumos, o să fie bine. La comitet am ținut așa un preludiu de vreo jumătate de oră, trei sferi de oră, așa. Predicuța, da? Și pe urmă, când am spus, dacă sunt de acord, toată lumea că sunt de acord. Nimeni nu mai zice nimic. Nu mai fost nici o vorbă, o voce străină ce m-a fost foarte bine, iar bine. Frumos, domnul local. Am o frământare. Ești bănățean? Păi am fost. Nu mai pot să spun că sunt acum. Am fost, adevărat, am rădăcini de acolo. Într-un fel normal, părinții mei sunt bihoreni. Bihoreni? Da. Au fost, adică. Da, da. Da, au fost bihoreni. S-au mutat în Banat, tata au plecat înainte de război, de acolo au plecat la armată și în război. Și mama s-a dus seama tânără acolo, în Banat, și când au venit din război, s-au căsătorit. Eu am născut acolo. După ce am născut acolo, am terminat și armata, am trebuit să mă însor și am găsit o fată din Covina. A, că asta era întrebarea. Cum ai ajuns din Banat aici? Ea a fost acolo la lucru, deci a lucrat. Fata a fost valoroasă și a meritat, da, frate, făcut da. Drumul. Și a trebuit să fac asta. Trebuie să fac și la urmă nu m-am mutat imediat. Noi, ea a lucrat în Timișoara, am lucrat amândoi în Timișoara. Și după aceea am hotărât, pot să spun mai un pic așa mare. Era chestiunea aceea cu...
apartamentele astea care erau atunci, în anii 70, erau un vis împlinit să-ți iei un apartament, iar dădea rate, dai o cotă înainte de vreo până în 20.000 de lei, 18, 19, 20, dacă vrei ăsta, confort 1 era 24, da, așa ceva, dacă era confort 2 era mai așa. Și am zis să-mi iau apartament, că nu era așa posibilitate să-ți faci casă imediat. Și n-am putut să fac buletin de oraș, pentru că eu vineam de la sat, din Șandra. Și n-am putut și am luat cu atâtea intervenții până când am văzut, acum eram căsătorit și aveam deja doi copii, nu mai pot să stau în chirie, am zis, nu pot. Și am zis ei, dacă știu că de la Dumnezeu mă duc cu vina voastră acolo, las baratul cât o fie de fruncea, mă duc acolo. Și așa am fost, așa am fost. O să spun și asta, am avut un proroc care a venit, un frate care avea vedenie, și zice, față stă un drum. Dacă îl faci, vei fi mai bine cuvântat decât dacă nu îl faci. Și nevasta îmi spune, după aia, eu am avut un vis cu 2 ani în urmă și exact că tu m-ai luat și m-ai dus, dar n-am vrut să spun ca să nu zici că eu te trag acolo. Da, și să te influențez, nu știu așa. Așa, și îmblai cu corpul misiunii la noi. A, zic, înseamnă că e diavol, de la Domnul, gata, plec. Și am plecat și a fost bine. Am prins și loc de muncă bun și a fost foarte bine că am plecat acolo. Frumos. Voi sunteți din zonă de aici? Da, eu sunt Bicu, născut în Bicu. Crescut în familie de credincioși? Când aveam vârsta de un an, părinții mei s-o pocăit. Asta înseamnă că ai început să vii la biserică tot? Da. Cum ai luat hotărârea să ai o relație personală cu Dumnezeu? Eu m-am născut în familie de... Pot spune, când m-am deșteptat, deja părinții mei erau pocăiți. Și mi-a plăcut. Umblam la biserică. M-am integrat în activitatea care o aveau tineri atunci și mi-au plăcut și am îmbrățișat chiar... O devenit ușor, cumva normal așa, da. Nu au fost frământări, zbateri și... Nu. Și a doua întrebare, cum ai acceptat slujirea pastorală? Aici mi-e greu un pic. Păi să auzim și astea grele. Chiar pe parcurs, eram tânăr și am avut din partea Domnului... Că o să fiu implicat, nu știam ce, cum o să fie, că o să fie implicat. Și eram în biserica numărul 1, am slujit o perioadă destul de lungă acolo ca secretar al bisericii. Și când a fost nevoie în biserica numărul 1 de slujitori, frații din biserică m-au ales ca să... Pe o văzut, o văzut. Mă integrez în lucrare. Și am activat în biserica numărul 1 până în momentul de și când s-a deschis Biserica Sfânta Treime și atunci am trecut partea asta. E bun. Din familie de credincioși? Eu tot născut, da, în familie de credincioși și străbunicul meu a fost printre primii pocăiți în Vicov. Deci eu sunt toți din primul război mondial credincioși. Cam cât de vechi e credința în Vicov? Din 17. Din 17? 17-18, da, după primul război. Deci după primul oameni au venit din război și au auzit, da. Și pot să spun ca fratele Mihai, tot așa, fără, eu știu, evenimente deosebite, dar Dumnezeu mi-a vorbit, țin minte, eram în clasa 6, odată mi-a vorbit printr-o predică. Mai târziu am realizat chestia asta. După aia am fost implicat la studii biblice și încet mi-am dat seama că Dumnezeu chiar îmi vorbea, personal, și a început să mă cheme. Deși la noi era un trend cu a face bani pe, așa, cu cezmăriile astea, cu fabricele de încălțăminte, inima mea nu era legată acolo, deși au și frate care lucrat în domeniul ăsta și bun. Am zis că nu, ceva în mine mă chema să fac altceva. Așa că am urmat antrena liceul la noi și am zis că trebuie să fac o școală, trebuie. Și uite așa, Dumnezeu mi-a vorbit pe parcurs că trebuie să mă duc să mă calific la București, la institut. Așa că am făcut lucrul ăsta și poate că ar trebui să spun, Dumnezeu chiar mi-a vorbit ca să mă botez, că asta era o condiție, exact în vara înainte, da, ca să mă înscriu la institut. Eu nu știam treaba asta, dar eram undeva în Ucraina, când cineva de acolo a avut așa un fel de descoperire asupra mea. Și mi-am dat seama că trebuie să mă grăbesc, asta îmi spunea Dumnezeu.
și Dumnezeu a așezat toate lucrurile astea, astfel încât să ajung acolo. Bine, gândul meu a fost să mă duc tot să mă duc, să mă duc în misiune, să plec undeva în lucrarea Domnului, dar uite că n-a fost așa. A trebuit să mă retorc și când am venit acasă, tot frate Viorel m-a abordat și a spus, uite, domeniul ăsta e descoperit în învățământ, n-avem oameni. Deodată m-am trezit așa, singur, cu dosarul în mână, ne-am depus la inspectorat și de atunci tot... De câți ani ai terminat Institutul Teologic? 20 de ani. 20 de ani? Da. Oleu, ce tânăr apare, dar au trecut ani, știi? Da. Că m-am gândit dacă te-aș numi acum directorul Institutului, ce ai schimbat la Institut? Poți să zici că nu sunt de Institut aici, la emisiunile noastre. Oricum se schimbă lucrurile acolo. Oricum se schimbă. Nu știu, bine greu. Te-a ajutat școala? Sigur că m-a ajutat. Deci unui tânăr care vrea să slujească, i-ai recomandat să piardă 4 ani acolo să studieze? Da, da, i-aș recomanda să piardă. Chiar putem folosi termenul ăsta pentru că... Deci eu am trecut pe acolo și câteodată poate vei unul zice, băi, lumea se duce în iad. Voi stați cu greacă, cu ebraică, cu geografie biblică. Ai complexul ăsta câteodată, ce fac eu aici? Până am înțeles, măi, Dumnezeu mă vrea aici, acum. Oamenii în iad o să meargă tot timpul, o să-i găsesc și mâine, dar perioada asta nu mă mai întâlnesc cu ea niciodată. Exact cum le spun eu tinerilor în altă școală, care-s la liceu. Că vin câte unii, știi? Că ce rost are fizica, matematica, știi? Că dă lenea în ei și nu știu ce, și atunci devin spiritual și am spus, auzi, a fi credincios lui Dumnezeu înseamnă să fii un elev bun acum unde te vrea Dumnezeu. Și dacă vine Domnul Iisus? Dacă vine Domnul Iisus în timpul orei de chimie și nu te găsește la chimie, ai încurcat-o. Tu fă-ți partea ta, că zic, Dumnezeu după asta le va folosi pe toate celelalte, deci, într-un fel, ai zice, pierd 4 ani, de ce pierd 4 ani? Ca să mă adâncesc în cuvântul lui Dumnezeu să-i ajut pe alții. Așa cum bine subliniați, au fost voci care mi-au descurajat, mă descurajat în sensul ăsta, ce faci după? Și eu m-am frământat cu întrebarea asta, ce fac? Dar mi-am dat seama că Dumnezeu a călăuzit lucrurile în viața mea într-un mod extraordinar. Și că am avut și acum, le-am spus tineri, și acum avem tineri care sunt la institut. În momentul ăsta, de dincolo de sus, da? Și totdeauna am avut în minte ideea asta. E vremea când trebuie să fac ceva acum. Corect. Chiar dacă mă întorc după, să mă apuc de orice treabă, să zicem, da, activități, dar e timpul să investesc acum, că mai târziu. Asta mută în minte totdeauna. Păi și dacă nu e alții, o pregătire teologică, în primul rând, pentru tine, relația cu Dumnezeu. Da, sigur. Dacă făceai papuci, sigur aveai mai mulți bani acum, nu? Nici asta nu e sigur. Probabil. Nici asta nu e sigur. Pentru că de ce zic asta? Mulțumesc Domnului că m-a binecuvântat. Ce am început? Eu cu învățământul nu, era 3 milioane de bani, nu, era 300 de lei, că mi-amintesc. Cu jumătate din oră am intrat. Dar uite că m-am întâlnit cu alții care au fost în străinătate sau au lucrat, nu, efectiv s-au dedicat muncii, n-a câștigat bani și mi-am dat seama că unii dintre ei nu stau mai bine ca mine. Să știi că e foarte mare descoperire, foarte frumoasă. Dumnezeu nu rămâne dator. Da. Nu rămâne dator. Și până la urmă, care e cea mai mare bucurie decât să te știi în voia lui Dumnezeu? Mihai, ce ți-ai dori, cum ai dori să fie biserica peste 5 ani? Greu de... Visăm, hai să visăm. Acum, o să visez, nu e gratis, nu-i? Biserica Sfânta Treime, o biserică relativ tânără, vorbesc ca și vârstă. Bătrânea mea, foarte puțin, de fapt, acum dacă mă gândesc și eu deja trec în rândul bătrânilor, dar încă nu mă consider totuși bătrân. Majoritatea sunt tineri, avem copii foarte mulți, avem, pot să spun, undeva la vreo 130 de copii care activează în, la școala biblică care o fac, avem instructori, sunt împărțiți pe grupe și tineri iarăși care i-am implicat și, deci Biserica Sfântă Treime
acum, la momentul actual, se implică în mod special cu tineri, copii, tineri, pentru că dacă biserica numărul 1 are, să spun, abundă de slujitori, la biserica Sfânta Treime suntem mult mai puțini. Nu e chiar așa de mare înghesuială. Nu, nu. Și lucrăm în domeniul ăsta, să avem o echipă de slujire cu frați care se poate să evangelizeze, să slujească și... Deci suntem pe domeniul ăsta implicați. Mi-aș dori ca peste 5 ani, să spun așa, din punctul ăsta de vedere, să se rezolve. Să avem o capacitate, să avem o... avem potențial, avem tineri, dar ăștia trebuie, cum ați spus, implicați să studieze, da. să facă, ca să poată să facă o lucrare de calitate. Dacă noi ne gândim cel puțin la două cazuri. Apostolul Pavel a avut ucenici. A așteptat foarte mult de la ucenici, dar înainte de a-i cere lui Timotei sau Tit, a investit în ei. Da. Este vremea semănatului și vremea. Da. Domnul Iisus Hristos nu le-a cerut întâi. Și întâi a spus, veniți cu mine, învățați de la mine și apoi le-a cerut să facă o anumită lucrare. Deci acum la voi e vremea investiție. Unii și-ar dori să aibă în ce investi. Da, este o problemă acum. Noi suntem ca și locație alături de liceu. Și în perioada asta, având în vedere măsurile de, da, de prevenire a infectării, vorba de distanțare, ne-am pus la dispoziția liceului spații din biserică ca elevii să poată să facă religia, să poată să... Acum s-a închis școala de tot, dar cât a fost, cât nu a fost închise. Deci erau... Păi foarte bine, ați ajutat și copiii voștri, societate, mi se pare o normalitate. Special, pentru că noi avem în vedere copiii să primească o învățătură sănătoasă. Având în vedere cu ce probleme se confruntă. Cred că e momentul când, nu numai biserica noastră, toate bisericile se investească în domeniul ăsta tinerilor. Foarte bine. Auzi, hai ca să nu lăsăm numai pe fratele Viorel să laude cum sunt surat, deși nu ne-a spus încă cum a pus ochii pe ea, dar ajungem noi acolo. Ia zi, cum te-ai căsătorit? Greu. Ia să vedem, da, greu. De ce e așa de greu să ați văzut? Stați că ajungem acolo, mă luăm așa. Am muncit cu el să se soară, să-l obinez. Da, dar ne da, da, mulțumesc biserică, fratele, au făcut o excepție cu mine. O crezut că dacă mă ordinează diacon, o să mă căsătoresc. Dar nu a fost așa. Nu a fost așa. Și am mai dus-o după aia. Dar ce? N-ai găsit fata? Ce n-ai găsit? Fost pretențios. Mofturos? Nu cred, nu. Deci, poate șansă că n-am găsit. Poate n-am căutat cu ardoare. Așa. Dar împrejurările au fost că m-am implicat mult în slujire. Angajat după aia învățământ. N-ai avut vreme să ne însuși. Poate că da. Sincer să fiu. Ei, de o bucată să mi-a dat seama că nu-i chemarea mea ca să rămân singur. Singur. Și m-am rugat pentru asta. Acum m-am măsurat, acum cu actuala soție, s-a rugat ea pentru mine, nu știam, să rogă pentru mine. Interesant. Ce-o zis, Iisuse, numai tu mă mai ajuns, că cu ăsta nu mai e. E atât așteptat, nu? Nu, deci eu am predicat la... De unde ea? La frătăuții noi, deci la... moartea lui bunicul ei. Mm-hmm. Asta înainte să o cunosc pe ea cu 7 ani, da, da, la liceu. Și ea a fost mângâiată. Nu, deci pentru prima dată m-a văzut, da. Da, da. Bă, cam tinerel și acum arăt tinerel. Și a doua oară când am predicat sau când am fost în biserică la ea, atunci eu lucrez cu copii, am atins și subiectul ăsta. Da, da, da. Am încurajat biserica să fie atenți cu capitolul ăsta. Ar trebui fiecare păstor să spună ceva și copiilor. Da, și cumva pentru că ea lucra cu copii, cred că... O sensibilizat. Da, uite, mă, ăsta în sfârșit a văzut unul că există. Și atunci ea s-a rugat pentru mine, în ce sens? Ca Dumnezeu să mă binecuvinteze crezând că eu sunt căsătorit. Și-o zis, Doamne, binecuvintează, cum s-a rugat, lucrarea care o face și așa mai departe. Să nu uite de copii și așa, de învățătoarele așa. De copii și de... Și uite așa încet, încet, Dumnezeu a ascultat rugăciunea ei, fără să realizeze că de fapt se deci ea se ruga pentru tine și se ruga pentru ea, da. Într-un fel. Și, până la urmă, a trecut pasul ăsta. Ma, zic cât de greu ți-a fost. Da, eu l-am așteptat tot, că vreau să-l ordinez și ăștia
de sus mă bombardau, zice, bă, ăsta, tu nu vrei, tu ții de scaun tare, nu vrei să promovezi oameni. Deși, tu zici așa? Dar nu era așa. Am făcut asta, poate a făcut cel mai multe promovări atunci, în vremea aceea, când chiar a vrut să fie și a avut nevoie de lucrători. Am făcut-o asta, na, dar până la urmă s-a convins băiatul că eu a fost ascultător, na, chiar dacă un pic mai târziu nu e bine să spună ani câți, că e frumos asta, dar tot. Dar poate ar fi o încurajare pentru unii care... Este adevărat, are acum mai mult, e mai greu pentru că te căsătorești mai târziu, normal, în tinerețe mai bine să te căsătorești, nu la o vârstă mai înaltă. Auzi, e bine când vrea Domnul, acum aceea. Decât să te căsătorești de tânăr și rău... Când vrea Domnul, dar cred că și Domnul vrea, dar nu prea vrem noi. Bun, dar eu le spun și așa, sigur că există omenește vorbind, Biblie nu putem da o vârstă, dar decât să te căsătorești mai devreme rău, mai bine, mai târziu și bine. Da, e adevărat asta, da. Da. Și Dumnezeu are planul lui pentru fiecare. Da. Zi, frate, să nu... Eu găs... Barcă cu el? Diametral opus. Diametral opus. Eu m-am căsătorit relativ tânăr. La câți ani? Încă n-aveam 23 împliniți. Mă, nu chiar așa de tânăr, mă. Bine, atunci se făcea armată, trebuia să faci armată, da, bine, da, armată și apoi... Dar, na, relativ... Și unde ai descoperit-o pe soră? În biserică. Da? Da. Dar ai văzut-o din prima sau întâi te-ai uitat pe toate coclaurile și apoi? Nu pot vrea glumit. Nu știu, eu liceu nu l-am făcut, l-am făcut la Iași. Și dacă era așa, puteam să mă orientez în altă parte. Totuși am avut, ca și dorință, să iau fată din Biblie. Oh, e bun. Ascultă, nu-i nevasta aici și trebuie să te întreb pe tine, să vedem dacă știi să răspunzi la întrebare. Când v-ați căsătorit, tu nu erai păstor. Nu, nici cum. No. Ce descoperire a făcut nevastă ta acum când ești păstor? Nu ți-o zis niciodată, băi, eu m-am măritat cu unul, nu știu ce, așa, și tu acum îmi trebuie mie bătăile astea de cap. Nu. Nu zis? Nu. A fost o fată pocăită. Și-a rămas pocăită. Și-a rămas. Și, cum spun, mă ajută în lucrarea de slujire. Mă susține, nu pot să spun că... Am avut, din punctul ăsta, piedici sau ceva care să nu pot să fac slujire. Bine, acum toți patru putem să o spunem, chiar dacă nu toți au curajul, că nu e ușor să fii nevastă de păstor. Da. Deci dacă nu e o chemare specială, ceva nu e ușor, că nu că s-ar amesteca ele. Noi cred că nici nu ne dăm seama de multe ori cât de încărcați venim acasă. Mm-hmm. Și numai, nici nu le-am spune că să nu le încărcăm pe ele, ele văd, numai noi credem că nu se vede, ele văd, nici nu știu, nu ne-au plăcut sarmalele, cozonacul, am avut baie la comitet, e încurcată, nu cred că oricine ar putea fi, nu cred că oricine ar putea fi soție de slujbă. Ca și familie, cel puțin, ești în vizor, ești totdeauna monitorizat. Oh, da, după asta intră. Deci până ieri a fost sora, acum e preoteasa, nu zic ele așa, știi, pe față, da. Și acum n-ai voie nici aia. Copii aveți? 7. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Nici de copiii păstorilor nu-i ușor. De asta am spus că sunt mai monitorizați decât aia la ați. Bun, dar nu te-ai întrebat niciodată un copil de 3 ani. Ce are cheia lui Viorel sau ea lui? Nu tot copilul e de 3 ani. Bă, da. De ce trebuie să pui rucsacul ăla greu pe umerii lui, că tai că tu ești păstor și tu să ai grijă? Asta e ceva în plus. Deci, dacă pentru alții se zic anumite lucruri, nu e nicio problemă. Dar dacă e fata păstorului, dacă e soția păstorului, dacă e băiatul păstorului, că trebuie să ceri puțin mai... Bun, dar asta e o problemă la români, eu am mai zis-o. Nu numai de copiii slujitorilor. Și așa, dacă... nepotul meu fuge prin biserică de numă și deranjează pe toată lumea, slăvit să fie Domnul că e sănătos. Dacă a tău nu mă mișcă un pic, ce, n-are tată, n-are bunic, nu știu de unde e mentalitatea asta, dar nu, în fine. Așa se întâmplă. De drept, suntem urmăriți, am fost urmăriți, acum eu deja ies la capăt. Am mai trecut, ne-am mai tăbăcit. Da, e adevărat ce spun ei, e adevărat, asta sunt în vizor și nu au ce face. E adevărat. Și eu, când m-am căsătorit, m-am uitat la nevasta mea. N-am avut în visul meu să fiu păstor și așa mai departe. Nu am avut asta. Mie mi-a plăcut Evanghelia. Deci eu am citit Scriptura, mi-a plăcut Evanghelia.
am făcut în Timișoara când eram încă studii biblice cu tineri, cu grupii de tineri. Pe cine l-a prins acolo? Pe fratele Codreanu? Da, cum? A fost la el în biserică, după aceea nevastă mea a lucrat ăsta la Leontiuc. Leontiuc avea un magazin în centrul orașului și ea era vânzătoare acolo când a venit acolo prima dată. Leontiuc bătrânul? Bătrânul, da, bătrânul. Ce e acolo? Filadelfia? Sau? Eu fost Filadelfia acum, cred că tot Filadelfia, că îi fac biserică nouă din ala. Da, 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 oricum, așa mă duc aminte, da, Filadelfia. Și am văzut-o pe ea, am văzut fete în Timișoara. Mie nu plăceau fetele care se țin după băieți. Acum am spus-o asta la tine și zic că eu am fost omul care mi-a plăcut să cucerească o fata, nu ea să mă cucerească cu mine. Tot se împiedică pe acolo, în fața. Exact. Și atunci am văzut-o pe ea mai retrasă, mai liniștită, așa. Păi am cunoscut familia Taisu, el era o familie mai mare și a umblat în misiune mult, venea și pe acolo, prin Banat, și ne-am văzut pe ele, că erau mai multe surori, patru surori erau atunci, și am pus ochii pe nevastă mea și m-am îndrăgostit de ea și până la urmă... Ochii au rămas acum? Am căsătorit, da. Frumos. Ai convins-o greu sau? Nu, nu, nu. Nu. Dar m-a ajutat mult în slujire. Deci l-am văzut pe tata socru meu, mi-au rămas multe lucruri frumoase de la el. A fost păstorul bisericii mai înainte, înainte de Revoluție, a fost păstorul bisericii, a fost un om așezat, un om echilibrat, un om al rugăciunii. Deci am învățat foarte multe lucruri de la el. Și până la urmă m-a ajutat în slujire, când am apucat să fiu eu, dar la Filip, exact, eu eram păstorul bisericii când Filip a venit și eu început, am avut nevoie de oameni ca să fie în lucrare. Și adevărul e că contează mult o nevastă a unui lucrător. A oricăruia, dar în mod deosebit a lucrător. Da. Păi nu spune înțeleptul pe nevastă bun, dar de la Domnul tău. Ni s-au, ca la orice emisiune faină, ni s-au scurs minute, deci la început am crezut că vai cum le umplem și ele s-au dus. Foarte scurt, dați un sfat tinerilor și unul colegilor păstori. Sfatul meu pentru tineri este să caute pe Dumnezeu în sensul de a nu uita că tinerețea trece, zboară efectiv și lumea e tot mai fără sens. Căutând în Scriptură, căutând pe Dumnezeu, îți afli echilibru interior. Totdeauna asta trebuie să ne intereseze și să punem accent pe valorile astea, care uneori se așează greu în noi, în tineri, în general. Valorile astea nu vin deodată, nu vin peste noapte. Dar căutarea asta trebuie să fie uneori cu durere, uneori cu suferință, cu neînțelegeri, cu frământări. Deci inclusiv frământările prin care trec tinerii, astea lucrează la ceva. Să nu renunțe. Când te întorci sincer la Dumnezeu, capătă viața sens. Sigur că da. Tocmai asta este. Dacă te-ar asculta câțiva slujitori din țară, ce le-ai spune? Slujitorii să aibă convingerea asta, îmi doresc, la slujitori, că ceea ce fac, fac ca pentru Dumnezeu. Că sunt în locul în care Dumnezeu vrea să fie. Amin. Pentru tineri, așa de ca și îndemn, să profite de timpul care l-au la dispoziție. Este foarte scurt. Dacă se vor pregăti ca și început de drum, temeinic, în orice domeniu, fie în domeniul în toate, spiritual, și profesional, profesional, și spiritual, vor avea parte de o viață în care vor profita de ceea ce au făcut la început. Vor culege roadele. Vor culege roadele. Și eu m-aș bucura ca tinerii noștri să fie niște tineri care să-i caute alții. Amin, amin, ai spus un lucru mare. Nu ei să alerge după alții, ci alții să vadă valori în ei. Am tradus eu mai, alții să vadă valori. Așa le-am spus mereu copiilor. În așa fel să trăiți, ca nu voi să plângeți, să fiți într-o gașcă sau ceva, ci ei să-și dorească să le fiți prieteni. Foarte frumos. Slujitori... Și pentru slujitori, spune în Petru, să slujim cu lepădare de sine. Nu mă așa de greu. Și...
să nu considerăm că și pentru slujitor, dacă pentru tine tot timpul e scurt și pentru slujitor timpul, deși mi se pare, dar tot este scurt. Să folosim la maxim în a investi în alții, în a ridica pe alții, a-i promova pe alții, a face, într-adevăr, atunci când poate ne vom uita în urmă, să nu ne pară rău de ceea ce am lucrat. Amin. Da. Eu am fost, întotdeauna am avut pasiunea asta, am fost pe evanghelizare și pe creștere de lucrători. Deci, în Vico, când am venit, am introdus studii biblice, de tot ce am făcut studii biblice, am avut în gândul promovărilor și îl am chiar, și întotdeauna m-am gândit la viziunea ce spune Dumnezeu în slujire despre mine. Cât pot să fac pentru Dumnezeu mai mult, că asta îmi rămâne. Și cât pot să ajut biserica și lucrarea ca să propășească. Acum înțeleg, zici că sora a fost mare ajutor, că nu te-a prea încurcat cu astea pământești. Nu. Am început, da. Deci greu l-a dus sora, așa părunești. Da, da. Bun. Deci ținta a fost slujirea. Ținta a fost slujirea. Ce le spui slujitorul? Să fie dedicați lui Dumnezeu, pentru că, spuneau frații, trece timpul și la urmă cu ce răbui, ce ai făcut, te uiți în urmă. Deci să faci cât pot mai mult pentru Dumnezeu, că este mai bine plătit. Recompensa este mult mai mare și ai o satisfacție sufletească că n-ai fost degeaba slujitor într-o biserică. Recapitulând pentru mine, dacă nu aveți o relație personală cu Dumnezeu, cât mai repede investiți în ea, descoperiți-L pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, citiți Scriptura, pregătiți-vă în toate domeniile vieții, pentru că ne place sau nu ne place, tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Și ascultați-mă, nu putem recupera. Noi ce am pierdut, am pierdut. Nu putem recupera. Învățăm din trecut, pentru că fiecare zi are sensul ei. Dacă sunteți căsătoriți, bucurați-vă de tot ce v-a dăruit Dumnezeu, dar gândiți-vă și voi în particular și ca familie, cum îl slujiți pe Dumnezeu. O spun, de prea multe ori vrem doar să profităm de Dumnezeu în loc să-L slujim pe Dumnezeu cu drag și prin noi Dumnezeu să-i binecuvinteze pe alții. Dacă sunteți colegi de-ai noștri în slujire, să știți că vă apreciem pentru fiecare lucru frumos, dar e normal să ne îndemnăm unii pe alții, să întărim genunchii slăbălogiți, mâinile obosite, să știm că lucrarea noastră este cea mai nobilă lucrare din univers și Dumnezeu putea să facă lucrarea și fără noi, ne-a oferit nouă privilegiul să o facem. Așa că haideți slujitorii, păstorii, profesorii, să slujim Domnului cu bucurie, să se vadă că nu este o povară, în același timp cu lepădare de sine, avem un Dumnezeu mare, dar poate alții când s-ar uita la noi să spună, păi mi-aș dori și eu să fiu ca slujitorul ăsta, sunt unii care numai se vaită de cruce, de cutare, pe cine să mai intre în lucrare dacă noi numai de cruce și de necazuri vorbim? Până la urmă, dragii mei, noi niciodată n-am purtat crucea singuri. Și haideți să vorbim deschis. Noi suntem ca membrii bisericii noastre, nici ei nu poartă crucea singuri. Poate câteodată o poartă fără noi, că n-avem timp de ei, dar e bine că are Hristos timp de ei, ne ajută și pe noi. Așa că, indiferent unde suntem, întărim relația noastră cu Dumnezeu, rămânem deschiși să ne călăuzească Duhul Sfânt în tot ce are pregătit pentru noi. Mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați primit, rugați-vă pentru frați, pentru locurile de slujire. Dacă îi întâlniți, binecuvântați în numele Domnului și mulțumiți că stau aproape de Domnul. Dacă n-ați vizitat Bucovina, n-ați văzut tot ce e frumos în România, ar merita să veniți. Și dacă ajungeți la Vicov, să mâncați sarmale cu cozonac. Nu vă pierdeți vremea cu pâine. Mâncați sarmale cu cozonac și gândiți-mă. Nu cu mămăligă. Nu cu mămăligă, da, nu, cu cozonac merge direct, așa, super bune, da? Bun, încă o dată mulțumim, rămâne sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu uitați de cei care ne filmează, de cei care ne pun casele la dispoziție. Tot sacrifică și pe toți Dumnezeu ne răsplătește. Binecuvântați ca să fiți o binecuvântare pentru mulți. Mulțumesc tare.